Slăviți să fie Domnul! Binecuvântăm pe Dumnezeul nostru, care și în această zi și-a arătat bunătatea față de noi, dragostea Lui și credincioșia Lui, în faptul că a pus în inima noastră această dorință de a fi la această părtășie. Fiecare zi aduce surprizele ei, uneori cu lacrimi, cu întristări, alteori cu bucurii, dar eu cred că această zi a fost o bucurie pentru noi. Cei care suntem aici, sigur, am știut dinainte că ne vom întâlni aici. Am fost anunțați, am fost invitați și am știut că în această zi va fi o zi de bucurie. Când ne spune Cuvântul lui Dumnezeu și în special psalmistul David, împăratul David, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Chiar dacă inimile noastre au fost cuprinse de întristare în această zi, motivul că voi ajunge în casa lui Dumnezeu, cred că ne-a determinat să ne schimbăm starea noastră din întristare în bucurie. Și se vede lucrul acesta. Se vede pentru faptul că noi lăudăm pe Dumnezeu. Noi ne rugăm, ne închinăm lui Dumnezeu, îl adorăm pe Dumnezeu. Glorificăm numele Lui Cel Sfânt, îl adorăm în această seară. Și simțind prezența lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui în veci de veci. Aș dori să privim în continuare la câteva îndemnuri pe care Duhul Dumnezeu mi le-a pus în această seară să le împărtășesc cu dumneavoastră, de care să am și eu parte. Călătorim prin lumea aceasta, noi suntem aceia care nu suntem așteptați ca și copii ai lui Dumnezeu, cu flori, cu ramuri de finic. Pentru că vrăjmașul este cel care se luptă mult împotriva noastră. Dar lăudați să fie numele lui Dumnezeu, căci El este cu noi. Avem un Dumnezeu mare, avem un Dumnezeu puternic. Este alături de noi în fiecare zi. Și aș vrea să privim puțin la Daniel. La prietenii lui Daniel. După ce Nebucadnețar a distrus cetatea Ierusalim, a dat ordin ca să aducă niște tineri în casa lui. Cu dorința, cu gândul ca să-i crească. Însă acei cretini sau tinerii care au fost aduși din țara lui Israel, din Iuda, în Babilon, au fost total diferiți decât cei care trăiau în Babilon. Noi ca și copii ai lui Dumnezeu suntem total diferiți de lumea aceasta. Și lumea vede lucrul acesta. Și mă bucur că vede lumea lucrul acesta în cei care văd. Iar în cei care nu văd, în această seară aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze inima noastră. Amin. Și să putem să fim aceia în care să vadă căci noi avem un Dumnezeu. Mi-aduc aminte într-o zi, nu știu cu ce ocazie eram aici în Arganda la Guardia Civil sau la Poliție pentru acte cu soția. Și povesteau, pentru că sunau telefoanele. Și majoritatea telefoanelor erau pentru români. La un moment dat comentau cei de pe bord. Un român a violat o fată. Românii s-au bătut în apartamentul cu tare. Și majoritatea erau despre români. Și atunci a început discuția despre români acolo la postul de poliție. Eu cu soția stăteam acolo și sigur nu și-a dat seama că ea este româncă. Este mai brunetă. Și a început să povestească și a spus: Senior, avem aici în Arganda atâția români. Dar ce nu știu cum de sunt atât de diferiți unii de alții. Deci avem mari probleme cu ei. Dar totuși sunt și români care, duminica, se îmbracă frumos, elegant și vedem cum merg. Unii și-a arătat spre Biserica Elim, arătat spre Biserica Emanuel, arăta spre Muntele Sionului și spunea, se duc grupul și grupul. Ei zice, cu aceștia nu avem treabă. Nu avem probleme. Ei sunt cuminți. Ei sunt aceia care nu ne creează probleme. Deci ei văd că noi suntem diferiți decât ei. Și în această seară aș dori ca Dumnezeu să ne dea mai multă putere, mai multă dorință, ca să-L căutăm pe Dumnezeu, să-L slujim pe Dumnezeu și să fim o lumină, pentru că Dumnezeu ne-a chemat în Spania să fim o lumină. Când acești tineri au fost aduși din Babilon, știți ce a vrut diavolul să facă prima dată cu ei? Să le schimbe identitatea. Să nu mai vadă cei din Babilon că ei sunt evrei. Să nu mai vadă cei din Babilon că ei sunt diferiți decât ei. Să nu vadă cei din Babilon că ei au un Dumnezeu total diferit.
Și satana automat a încercat să ne schimbe identitatea. Asta a făcut și cu noi. Și face diavolul cu noi. Și așa cum s-a amintit cum a fost lucrarea, pe mulți câștigă vrăjmașul. Și mă bucur că ținendurile din această seară au fost să ne rugăm și pentru cei care s-au îndepărtat. Și pentru cei care suferă, pentru cei care fumegă doar, sau pentru cei care trăiesc de afrântă. Ne avem această datorie. Și cum au ajuns tineri în Babilon? Vrăjmașul știți ce a făcut satana? Automat a venit ordin de la împăratul. Voi nu mai puteți mânca ce ați mâncat la voi în țara voastră. Voi nu mai puteți să consumați băuturile care le-ați consumat sau ce ați băut voi. De azi înainte voi va trebui să mâncați și să beți vinul de la masa împăratului. Dacă stăm să privim, ar fi trebuit să fie o onoare pentru acei tineri, nu? O bucurie pentru acei tineri. Prin faptul că ce-au fost aduși dintr-o altă țară, străini necunoscuți și să fie pur direct la masa împăratului. Dar cei care au avut Duhul lui Dumnezeu în ei, n-au acceptat lucrul acesta. Au refuzat. Au respins categoric. Noi nu putem să ne spurcăm cu bucatele de la masa împăratului. Și noi nu putem să bem vinul de la masa împăratului. Frații mei, surorile mele, prietenii mei, tine, dar suntem aici. Oare câte ni s-au oferit de când am venit în Spania? Câte lucruri ni s-au oferit de când am venit aici în Spania? Se vorbea de mâncare bună, de trai mai bun. Probabil că au fost și mai sunt. Nu trebuie să primim... Noi trebuie să-i mulțumim Dumnezeu din toate punctele de vedere. Eu sunt încredințat că și dacă a fost nevoit să ne rugăm pentru cei care s-au îndepărtat, și cei care au căzut, și cei care s-au drogat, și cei care sunt alcoolici, și cei care nu mai sunt în casa lui Dumnezeu, înseamnă că s-au compromis. Înseamnă că le-au plăcut să mănânce de la masa împăratului. Și de aceea nu mai sunt între noi. Iar noi care suntem aici, am ales, am acceptat să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu, de la împăratului nostru. Dumnezeul nostru l-a dat să fie numele Lui în veci de veci. Vedem că ce-am refuzat categoric. Apoi vedem cea de-a doua tentație care a venit satana la tinerii din Israel. Nebucanețar a făcut un chip mare, nu? Noi am intrat în Spania într-o țară idolatră. Foarte idolatră. Nu știu cât dintre noi am fost interesați înainte de a veni în Spania să cunoaștem despre Spania. Ce Dumnezeu are Spania? Ce cultură are Spania? Ce Dumnezeu are Spania? Nu ne-a interesat lucrul acesta. Poate am privit doar numai la euro, euro și euro. Și euro ne-a distrus poate la mult viețile. Vedem că acești trei tineri despre care vei vorbi în această seară au fost puși în fața unui fapt în care să se închine unui Dumnezeu străin. Și a ridicat Nebucanețar acolo un chip înalt. Și îi descrie Biblia. Și a dat un ordin, a adunat pe toți împărații pământului. Popoarele și a spus când veți auzi cântând instrumentele, să vă închinați toți. Și trei tineri au fost care au rămas în picioare. Nu s-au închinat. Am deosebit aici în Spania care sunt dumnezeii străini? Oare numai chipul de aur înălțat în Valea Dura este un Dumnezeu? Arată Cuvântul Dumnezeu că sunt mulți dumnezei falși care nu ne ajută și de multe ori mergem după ei. Îi acceptăm în diferite moduri, în diferite feluri. Nu asta vreau să scot în evidență. Vreau să scot în evidență că cei care au avut un Dumnezeu real, un Dumnezeu adevărat și drag, Meșac și Abednego, nu și-au permis să se închine unui alt Dumnezeu decât Dumnezeul lor. Ei nu știau alt Dumnezeu. Și a venit și porunca aspră de la împăratul, dacă nu vă închinați, aici este cuptorul. Deci fii aruncați în cuptor. Și ei n-au ținut de cont de cuptorul aprins. Nu i-a speriat nici chiar dacă împăratul a spus de 7 ori să fie încălzit peste măsură. Nici aceasta nu i-a speriat. I-a spus împărate, chiar dacă Dumnezeul nostru nu ne scapă, noi nu ne închinăm Dumnezeului tău. Biserica. Spun biserică pentru că noi facem parte din Biserica lui Hristos. Chiar dacă venim de la Madrid, din Arganda, din Toledo, din Coslada, din Tarancon, știu de unde venim. Noi suntem împreună Biserica lui Hristos.
Noi facem parte din Biserica lui Hristos. Noi suntem mădurare în trupul lui Hristos. Noi nu suntem separați. Chiar dacă vrăjmașul caută să ne separe. De unde ești? De la Halul. Și cunosc de aceea. De la Muntele Sionului. Cunosc. Nu, 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 frații mei. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Și asta vrea Dumnezeu, să trăim împreună. În părtășie, în dragoste, în unitate. Să ne bucurăm de fiecare dată și să petrecem mai mult timp de felul acesta. Și tinerii ajung să fie aruncați în cuptorul cu foc. La un moment dat, când se uită împăratul, spune cuvântul Dumnezeu că s-a speriat. Atunci împăratul Nebucanețar s-a înspăimântat și s-a sculat repede. A luat cuvântul și a zis sfetnicilor săi, n-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați? I-au răspuns împăratul, negreșit împărate. El a luat iarăși cuvântul și a zis, ei bine, eu văd patru oameni umblând slobod în mijlocul focului. Cum am aruncat trei și acum vedem patru. Aici aș vrea să scot în evidență un lucru foarte important pentru noi ca și copii ai lui Dumnezeu. Noi deseori și-a fost, dacă nu greșesc în lucrare, că unii sunt în cuptor. Noi deseori trecem prin cuptor. Și deseori suntem aceia care suferim. Și deseori suntem aceia care strigăm către Dumnezeu. Acești trei tineri care n-au acceptat să se închine unui Dumnezeu străin, au fost aruncați în cuptorul de foc. Satana a vrut să le schimbe identitatea, a vrut să le ia puterea, a vrut să le ia discernământul, a vrut să le ia credința de inimă, a vrut să-i desbrace de tot ce era dumnezeiesc. Ca să fie la fel ca și babilonienii. Să fie la fel ca și tineri din Babilon. Lumea aceasta, Spania aceasta, de multe ori ne-a întins atâtea capcane, ne-au deschis atâtea portiță, ne-au întins atâtea tate cu tot felul de lucruri ca să ne cucerească. Dar lăudați și binecuvântați să fie numele lui Dumnezeu care ne-a păstrat pentru El și ne păstrează pentru El. Și în această seară aș vrea să scot în evidență un lucru. Să nu permitem ca diavolul, satana, să ne schimbe identitatea noastră. Să nu permitem lucrul acesta. Spune cuvântul Dumnezeu, împotriviți-vă tare diavolului, că el va fugi de la voi. Cum am intrat trei în cuptor și vedem patru? Când a ajuns cel de-al patrulea în cuptor? Când a ajuns cel de-al patrulea în cuptor? Poate unii va zice, atunci după ce a aruncat în cuptor. Frații mei, surorile mele, prietenii mei, vreau să vă spun ceva. Cel de-al patrulea care a fost în cuptorul de foc, a fost întotdeauna cu ei. Cel de-al patrulea care a fost în cuptorul de foc este totdeauna cu noi. Ori de câte ori îl chemăm și ori de câte ori rămânem statornici lângă Dumnezeu, El nu ne părăsește. El este Cel care este alături de noi și ne scoate din necazul, din primejde, ne ocrotește în fiecare zi, în fiecare clipă. Îmi aduc aminte de un misionar care s-a dus în Africa să misioneze și pe lângă misiune el făcea și pe medic. Nu cunoștea mult despre medicina, dar cunoștea cât de cât avea rutinele generale și trebuia să meargă dintr-un sat în altul cu bicicleta, printr-o pădure, ca să aducă medicamente, pansamente, tot felul de creme pentru tratamentul oamenilor bolnavi. Și într-una din zile, într-un sat, pe când se pregătea să meargă spre satul unde făcea misiune, au găsit doi care s-au bătut. Și l-a bătut unul pe celălalt, încât l-a lăsat inconștient jos. S-a oprit, l-a spălat, l-a curățit, l-a pansat și a revenit omul după câteva ore și spre seară și-a luat bicicleta și a mers mai departe în satul unde misiona. La două săptămâni trebuia să vină înapoi după medicamente. Și omul care a fost ajutat de el l-a văzut. Și-a dat seama, omul acesta este bogat. Are bani cât cumpără medicamente. Și s-au înțeles cu alți oameni, fii atent, când el va veni înapoi, îl așteptăm în pădure, îl omorâm și luăm banii. S-au dus în pădure să-l aștepte, să-l omoare, să ia bani, să ia tot ce are, că erau săraci. Și în momentul în care a apărut fratele misionar cu bicicleta, oamenii s-au speriat și s-au dat înapoi. Și nu au făcut nimica. Și misionarul s-a dus liniștit. S-a dus și a făcut lucrarea, iar la două săptămâni s-a întors înapoi. Și în satul acela l-a oprit din nou cel care a fost îngrijit. Și a spus, misionare. Și a spus, da, mă mai cunoști?
nu prea te cunosc. Știi că m-ai îngrijit atunci și atunci? A, da, da, zice, mi-aduc aminte. Ai fost bătut, da, eu sunt același, cum ești? Bine! Dar vreau să spun ceva, misionare. Spune! Știi ce gânduri am avut eu? Ce gânduri ai avut? Uite, acum două săptămâni când ai fost ultima dată, împreună cu tare, cu tare, am să te omorăm să-ți dăm bani. Dar n-am putut. Pentru că prin faptul că atunci când ai ajuns în locul unde noi eram, erau 26 de bărbați cu tine. S-a uitat fratele și a spus, cum ați văzut 26 că eu am fost mai singur? Nu, ați fost 26 de persoane. Bine, dacă trebuie 26, dar eu am fost numai singur. S-au despărțit și au plecat. Cu timpul s-a întors fratele în America, în biserica de unde a fost trimis, și a început să mărturisească. Frate, uitați ce s-a întâmplat. Și când au zis păstorul bisericii, a spus, frate, când a fost situația aceasta? Păi atunci și atunci. Ai, frate, zice, că la noi era, nu știu cât, noaptea, 3-4 noaptea. Și Duhul Dumnezeu mi-a spus, ridică-te și stroagă-te pentru fratele cu tare, că este în primejdie. Și atunci repede m-am trezit, am luat telefonul și am sunat. Și am sunat pe la toți care am știut și am spus, hai să ne rugăm pentru fratele că e în pericol. Și a spus, frații, a spus fratele păstor, fraților, toți cei care v-ați rugat în noaptea aceea, ia ridicați-vă în picioare să vedem câți am fost. S-au ridicat în picioare și a început să numere. 1, 2, 15, 20, 25, 26. Cei 26 care s-au rugat pentru fratele misionar, au fost prezenți acolo. Dumnezeu a văzut, a făcut ca cel care a vrut să afecteze viața misionarului, să vadă că este însoțit de 26 de persoane, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Alături de noi este Domnul Iisus Hristos. Cu niciun chip n-am să te las. Cu niciun chip n-am să te părăsesc. Dar aș vrea să mai spun un ultim îndemn, cu care aș vrea să îndemn, să închei. Când îl poți vedea pe cel de-al patrele lângă tine? Când îl putem vedea, eu și dumneavoastră, pe cel de-al patrele lângă noi? Când îl putem vedea? Când merge bine, când am de toate, când sunt sănătos, familia mea este extra, nu. Nu-l putem vedea decât când suntem în cuptor. De multe ori, vrăjmașul ne închide ochii să nu-l vedem pe cel de-al patrulea, să nu-l vedem pe Domnul Iisus Hristos. Uităm de El când merge bine. Uităm de El, nu mai pomenim numele, nu ne mai rugăm, nu mai depindem de El. Dar El este cu noi, lăudat să fie numele Lui în veci de veci. Și poate de multe ori, Dumnezeu este Cel care îngăduie să ajungem în cuptor, să-L vedem pe Cel de-al patrulea. Dacă ești în această seară, în vremea aceasta, în cuptor, dragul meu, fratele meu, sora mea, să nu te întristezi. Să nu te întristezi. Este cineva lângă tine. Este cineva care îți poartă de grijă. Este Fiul lui Dumnezeu. Este Mântuitorul nostru. Este Iisus Hristos care te protejează. Lăudat să fie numele Lui în veci de veci. Și vreau să-ți mai spun un lucru în această seară. Chiar dacă nu intervine acum, nu trebuie să deznădăjduiești. A venit Marta și Maria la Domnul Iisus Hristos. Și a spus, a trimis pe cineva, și-a du-te și spune că acela pe care îl iubește este bolnav. Și Domnul Iisus Hristos nu s-a dus. A mai zăbovit. O zi, două, trei, Lazar a murit, nici măcar nu s-a dus la mormântare, și după 4 zile de la moartea lui Lazar, se prezintă și Domnul Iisus Hristos. Și ce-a făcut Marta și Maria? Care a fost reacția lor? Cum au acționat ele? Au fost același. Au fost aceiași. Nu a cârtit, nu s-a ridicat împotriva lui. Și doar atât i-a spus. Dacă ai fi fost aici, fratele nostru nu ar fi murit. Dar știm că orice vei cere de la Dumnezeu, vei căpăta. Lăuda să fie numele lui Dumnezeu. Nu înceta să ceri de la Dumnezeu. Și Dumnezeu te va scoate aur curat. Te afăr întreg din cuptor, pentru că este Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Amin.